Videoul prezintă câteva idei pentru activități ce se pot implementa folosind gama de seturi Polydron. Majoritatea pieselor vizibile sunt cele ale setului Polydron Frameworks, care sunt mai ușor de asamblat de către copii mici, cele mai multe dintre acestea având forme poligonale regulate. Piesele setului pot fi utilizate pentru a crea configurații planare sau spațiale. În funcție de vârsta și de cunoștințele anterioare ale copiilor, activitățile planificate pot avea diverse obiective de activitate și educaționale. Adesea, copiii se descurcă mai bine cu obiective de activitate mai complexe, dar care necesită mai puțină abstracție, decât cu cele care par a fi mai simple, însă sunt mai abstracte. Chiar și copii foarte mici pot construi aproape toate formele regulate: tetraedru, cub, dodecaedru, octaedru, icosaedru, precum și multe forme semiregulate. Dar, desigur, pot asambla multe alte forme, cărora apoi le pot da câte un nume. Activitatea se poate axa pe dezvoltarea diferitelor concepte sau chiar pe demonstrații. De exemplu, în cazul unor corpuri geometrice, dacă se numără vârfurile, muchile și fețele, și apoi aceste cifre sunt scrise pe tablă într-un tabel, chiar și copiii din clasele primare își vor da seama că suma numărului de vârfuri și fețe va fi mai mare cu 2 decât numărul muchilor. Aceasta este formula lui Euler. Același lucru se poate calcula și în cazul formelor plane. Pe baza valorilor obținute prin numărare, putem să vorbim chiar și despre corpuri înscrise unul în interiorul celuilalt, despre diferite dualități, iar cu elevii mai mari merită să demonstrăm și formal proprietățile pe care le-au observat, dezvoltând astfel viziunea spațială și abilitățile de demonstrare. O sarcină parțială interesantă din cadrul activităților este crearea modelului unei mingi de fotbal sau a modelului aproximativ al unor clădiri. Dar, de obicei, copiii își folosesc imaginația pentru a modela o varietate de forme complexe, sarcina profesorului fiind doar să-i ajute în a ajunge la concluziile corecte.